30 aprilie Credință și speranță Tu nu mergi pașii vieții mele de pribeag. Punem lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Psalmi 56 cu 8 Dar cât de puțin din rezultatele cele mai nobile lucrări din lume poate vedea înfăptuitorul ei în această viață? Cât de mulți trudesc în mod altruist și neobosit, pentru unii îndepărtați și necunoscuți. Părinți și învățători se întind pentru ultimul lor somn, și se pare că au muncit degeaba toată viața. Ei nu știu că prin credincioșia lor s-au eliberat râuri de binecuvântare care nu vor seca niciodată. Numai prin credință îi pot vedea pe copiii educați de ei, devenind o binecuvântare și o inspirație pentru semenii lor. Iar influența aceasta? Răspândindu-se de o mie de ori. În lumea cea nouă se vor vedea munca și rezultatele tuturor acestora. Educația, pagina 305. Dezvăluiri impresionante. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Isaia 53 cu 11, ultima parte. Există în ceruri un raport pentru fiecare dar oferit de Dumnezeu, pentru orice dar care i-a împins pe oameni la eforturi altruiste. Urmărirea acestora în amploarea liniilor lor complicate, contemplarea celora care au fost înălțați și înnobilați prin eforturile noastre, cercetarea, în istoria lor, a efectelor lucrării principiilor corecte, acesta va fi unul din studiile și răsplățile școlii cerești. Acolo vom cunoaște deplin, așa cum și noi am fost cunoscuți pe deplin. Acolo, iubirile și simpatiile pe care Dumnezeu ni le-a sădit în suflet își vor găsi cea mai adevărată și mai dulce manifestare. Comuniunea curată cu ființe sfinte, viața socială armonioasă cu îngerii binecuvântați și cu cei credincioși din toate veacurile, părtășia sacră ce unește orice familie în ceruri și pe pământ, toate acestea se numără printre experiențele vieții de apoi. Educația. Pagina 306.